Salutări din Balansoar și bun venit la un nou episod al podcastului Business din Balansoar, dragi antreprenori și viitori antreprenori digitali. Dacă ai copii, nepoți, vecini care sunt la școală, sigur ți-a făcut plăcere sau îți face plăcere sau mai puțină plăcere să revizitezi teme, subiecte, materii care fie ți-au plăcut, fie nu ți-au plăcut la școală, depinde de fiecare. Așa mi se întâmplă și mie cu copiii mei. Am vizitat și revizitez matematica, fizica, istoria, chimia cu bucurie sau cu mai puțină bucurie, depinde de fiecare, de la caz la caz. Și când este vorba de literatură, de istorie, de istoria artei, sigur că îmi face mare plăcere, mare bucurie să reiau niște subiecte care mi-au plăcut și pe vremea școlii mele și cu bucurie le reiau deci și acum. Așa s-a întâmplat zilele trecute când am revizitat, am recitit un pic despre pictura, despre fresca pictată de Rafael, Școala din Atena. Renașterea este o perioadă care a rămas în istoria omenirii ca o perioadă înfloritoare, care a rămas, a lăsat urme. Astăzi este o mărturie a acestei perioade, practic întreaga Italie, da? mă gândesc la Verona, la Bologna, dar mai cu seamă la Florența și Roma. Și pictura la care m-am oprit zilele trecute este fresca pictată de Rafael pe la 1509-1511 într-unul din palatele Vaticanului din Roma și fresca se numește Școala din Atena. Și m-am uitat cu atenție la această frescă împreună cu fiul meu, care a avut de scris o lucrare pe marginea acestei fresce și mă gândeam așa, ia uite cum Rafael a pictat acolo tot ce era atunci, la vremea aceea, vorbim de anii 1509-1511, a pictat deci acolo tot ce se știa la vremea respectivă în știință. Tot ce a fost o culme a științei și a culturii și a meșteșugului și a artei din anii aceia, vorbim de 1500. Și apar în pictura respectivă Platon, Aristotel, Socrate, Diogene, Heraclit, apar elevii lor, studenții care îi ascultau, școala era în aer liber, în livezi de măslini, sub cerul albastru frumos al Atenei, sub soarele Greciei. Și zeii care patronează cumva aceste personalități sunt Apollo și Atena. Unul este zeul luminii, al poeziei, celălalt este zeul înțelepciunii, al războiului, pace și război, idee și materie. Totul este împreună în această operă de artă care ne-a rămas har Domnului până astăzi. Și mă gândeam, Dumnezeule, de câte ori s-a schimbat lumea de atunci și până astăzi? Unde am ajuns? Ce evoluție am avut cu toate culmile noastre artistice și de tehnologie și de știință și cu toate nenorocirile noastre de războaie și mizerie și molime prin care am trecut? Totuși omenirea cumva a ajuns în anii ăștia și cât de schimbați suntem față de acele vremuri, cât de mult s-a schimbat și idealul nostru, ideea noastră de om, ideea noastră de sens de viață. Da, e o întreagă filozofie privind acel tablou și gândind și făcând o comparație cu ceea ce trăim astăzi. Și astea sunt ideile pe care mi le-a creat, mi le-a cumva, spre care m-a purtat privirea acestui tablou. Astăzi trăim tot mai mult
trăim extraordinar de bine. Deci ceea ce ne este nouă astăzi dat, felul în care trăim, confortul în care trăim, nu era dat nici regilor pe vremea respectivă. Să ne gândim numai la instalația sanitară de care avem marea majoritate a noi, dintre noi, parte în ziua de astăzi. Și să ne gândim la speranța de viață pe care o avem astăzi, să ne gândim la ce posibilități uriașe sunt. Mă gândesc numai la realitatea virtuală, la mediul online. Dumnezeule, și ăsta nu este sfârșitul. Hai să ne gândim unde putem ajunge, cât de multă creștere se poate. Mă gândesc la premiile Nobel care au fost acordate săptămâna asta. Și premiul pentru fizică a fost acordat, nici nu știu să explic, observației electronilor din atom, și pentru prima dată s-a observat cum se naște din lumină materia. Este extraordinar unde am ajuns și eram odată culmea filozofiei și a științei, era odată Platon, Aristotel, Socrate, Diogene, Heraclit. Nu este minunat că trăim zilele astea, că trăim acum în acești ani de minunate, minunate, minunate oportunități și multiple oportunități. Astăzi ni se poate schimba viața, în sensul că dintr-o viață sedentară putem deveni nomazi digitali. Și mă gândeam, apropo și de un articol pe care l-am citit, care mi-a fost trimis de unul din noii mei colegi, Iulian, din Olanda, articol care vorbește despre industria ce se naște în jurul fenomenului de nomadism, de nomad digital. Și o să citesc imediat acest articol. Am impresia că este făcut, că este generat cu ajutorul inteligenței artificiale, altă cucerire a vremurilor noastre. Și până atunci vreau să te pun un pic pe gânduri, să te gândești la ce crezi că vinde un brand. Ce crezi că vinde McDonald's? Hamburgeri? Ce crezi că vinde Harley Davidson? Motociclete? Sunt doar două întrebări, două exemple, două branduri. McDonald's de fapt vinde imobiliare. McDonald's este într-o industrie a imobiliarelor. Iar Harley Davidson îți vinde ideea de libertate. Eu când m-am alăturat în 1996 unei companii de network marketing, am fost cucerită nu de produse, nu de planul de compensare, pe care nu l-am înțeles, ci am fost cucerită de ideea de a avea, de posibilitatea de a avea libertate financiară. Pe mine asta m-a cucerit. Asta m-a mânat, ăsta mi-a fost motorul pentru care m-am înscris în acea companie și mi-am zis că, Dumnezeule, produsele sunt un factor așa neglijabil, da? Pentru că sunt produse americane, o companie americană. Cât de proaste pot fi produsele alea? Adică, oricum le consumi, oricum consum săpun, creme, șampon, ulei, cafea, da? Deci oricum le consumi, dacă le consumi de la compania asta care îți poate oferi posibilitatea de a trăi la un moment dat o viață de libertate financiară, sigur că le consum, sigur că le iau. Și nu mai cumpăr din magazin unde nu primesc nimic altceva decât produsul respectiv. Sigur că prefer să cumpăr un produs similar care vine la pachet cu posibilitatea de a atinge la un moment dat libertatea financiară. Și pe mine ideea asta m-a cucerit. Vezi că dintre Platon și Aristotel parcă îl prefer pe Platon și lumea ideilor, pentru că suntem cuceriți de o idee. Suntem cuceriți de o idee către care mergem să o transpunem în material. Deci, până la urmă, și Platon și Aristotel au dreptate. Asta este... Și văd în mijlocul picturii lui Rafael. Deci, ideea și materia. Dar ceea ce ne mână, în primul rând, este ideea. Și dacă avem focus suficient de concentrat și dacă suntem consecvenți și focusați suficient de mult timp,
sigur că se transpune ideea în materie, în realitate. Și apropo de focus, am urmărit un dialog dintre Damian Drăghiț și Carmen Tănase. Am mai povestit și în episodul trecut despre acest podcast care mi-a plăcut. Și Carmen Tănase povestea la un moment dat, în anii studenției, a avut una din profesoarele ei, era Olga Tudorache, despre care știm ce carieră fantastică a făcut, ce om serios a fost, constant, consecvent cu sine însuși și a jucat până în ultima clipă, în anii senectuții, a continuat să joace. Deci un om absolut dedicat. Eu o vedeam și atunci, o văd și acum pe Olga Tudorache, ca pe o vestală a artei, da? O vestală care servea în templul teatrului. Așa, sunt cuvinte mari, dar așa am văzut-o. Și statura ei așa subțire și dreaptă și osoasă așa de, și demnă și serioasă. Asta îmi sugera, o vestală. Și povestea Carmen, doamna Carmen Tănase, că la un moment dat Olga Tudorache a luat-o să joace de adevăratelea la Teatru Mic și aveau scene de jucat împreună în spectacol. Și Olga Tudorache continua să-i predea, să o învețe și pe scenă, în timpul spectacolului. Practică, făcea cu ea practică. Și cum proceda? Se întorcea cu spatele către public, cu fața la Carmen Tănase și își făcea ochii cruciși, da? Se uita cu ochii în vârful nasului și făcea o mutră haioasă. Iar Carmen Tănase, care era un copil de 20 de ani, sigur că o pufnea râsul și pleca din spectacol și se defocusa de la rolul pe care l-avea de jucat. Iar Olga Tudorache, când o prindea făcând asta, deci o provoca, îi provoca râsul și când vedea că râde, îi mai trăgea câte o castană în cap. Semn că, hei, focusează-te, nu contează ce ți se întâmplă în jur, nu te lăsa distrasă. Tu ai de jucat un rol, tu ai de făcut ceva pe scena aia, ai de făcut o treabă, ai de jucat un personaj care să fie crezut de către spectatorii din sală. Personajul nu râde. Și tu nu ești Carmen Tănase care râde la mutrele pe care le fac eu, Olga Tudorache, ci tu ești Carmen Tănase care joacă un rol, un personaj. Și a ieșit din personaj, deci zbang, pedeapsă. Mi-a plăcut lucrul ăsta și este un foarte bun exemplu de a rămâne focusat. A fi focusat este un antrenament care se învață zi de zi, zi de zi. Și îmi vine în minte alt exemplu de care am aflat acum tot zilele trecute, apropo de focus, Djokovic, celebru jucător de tenis cu N performanțe, un campion cu C mare, la începuturile lui se lăsa distras de către public. Deci în momentul în care simțea că publicul îl preferă pe adversarul său, Djokovic se defocusa de la treaba lui, de la meci, da? de la ce avea el de făcut acolo pe teren și începea să joace așa cu ciudă cumva împotriva spectatorilor din tribune și nu împotriva adversarului, jucătorului de tenis de pe teren. Și sigur că această defocusare îl făcea să piardă meciul. Și antrenorii lui s-au prins de această deviere a lui de la traseu și i-au reglat GPS-ul și au făcut un training cu bineînțeles cu psihologi, echipe de psihologi, care să-l ajute pe Djokovic să-și păstreze focusul. Această păstrare a focusului este esențială atunci când pornești către orice. Și am mai vorbit despre focus și în alte episoade ale podcastului și probabil o să mai vorbesc, pentru că este unul din lucrurile esențiale în orice facem. Fie că suntem la o facultate unde urmărim obținerea unei diplome, a unei specializări, dobândirea unor noi abilități, fie că suntem în meseria noastră, de orice ar fi, de afaceri,
de artist, de sportiv, de orice. Focus, fără focus nu se transpun ideile în materie și nu realizăm absolut nimic. Și focusul ăsta eu îl mențin, cum fac eu lucrul ăsta? Îl mențin în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Și de aceea este important să-ți ai visul scris, să nu uiți către ce te-ai pornit și să îți menții tot timpul acest antrenament, să faci pași în direcția acelui vis în fiecare zi, având un target, un target care să se materializeze, care să se monetizeze. Nu este doar un target de muncă, ci este un target de rezultat. Ok, astăzi muncesc cu tare și cu tare și cu tare lucru pentru a obține cu tare lucru. Într-un business trebuie să ai și rezultate la capăt de zi, de fiecare zi. Și asta este focusul de fiecare zi. Iar trainingurile și seminariile pe care le organizăm periodic în organizația noastră Future of Digital ne ajută să ne păstrăm acest focus a la long, pentru că e un maraton. Și într-un maraton e foarte important să-ți menții focusul, pentru că altfel, dacă deviezi de la traseu, te pomenești că rătăcești în pădure și după 40 de kilometri de maraton ești foarte departe de... ai deviat complet de la visul tău dacă nu ești atent, dacă nu ești focusat. Focusul meu este spre a dobândi un stil de viață de nomad digital, adică un stil de viață ca o vacanță. Am mai povestit și despre asta, despre faptul că am plecat de pe băncile școlii, nu numai eu, dar și colegii mei și probabil că și tu, dragă ascultătorule, ai plecat din școală cu gândul că pășești în viață și cu gândul că lasă că mai vin eu în vacanța mare, lasă că mai vin eu, nu plec definitiv. Și ți-ai tot zis lucrul ăsta și au trecut 10 ani, 20 de ani, 30 de ani de muncă și n-ai mai avut niciodată o vacanță mare. Și vacanța mare a rămas undeva în copilărie, undeva în amintiri, amintirile care devin din ce în ce mai frumoase, din ce în ce mai idilice, pentru că se pierd undeva în negura amintirilor, în negura vremurilor. Și această vacanță mare devine tot mai îndepărtată până când renunți, pentru că e prea îndepărtată. De aceea există și o teamă de a visa la o viață ca o vacanță, pentru că șansele de a atinge un astfel de stil de viață ți se par foarte mici. Ei, cu Future of Digital aceste șanse sunt foarte, foarte mari și depinde doar de tine cât te focusezi de mult pe acest vis de viață ca o vacanță și cât de mult ești dispus să lucrezi și să plătești, să acționezi, să treci de la idee la bani, vorba lui Napoleon Hill, să treci de la Platon, de la lumea ideilor, la materie, lumea lui Aristotel. Și am dat peste un articol care vorbește despre industria care se țese în jurul stilului de viață de nomad digital. Tot mai mult se vorbește despre asta pentru că este la îndemâna a tot mai mulți oameni acest stil de viață. Deci poate fi și la îndemâna ta. Dacă până în urmă cu 10 ani acest stil de viață de nomad digital era doar apanajul a foarte puțini oameni care erau în general profesioniști în mediul IT, da? Astăzi, odată cu dezvoltarea afacerii de tip marketing afiliat, acest stil de viață este la îndemâna tuturor. Pentru că marketingul afiliat este la îndemâna tuturor, pentru că noi cu toții consumăm și marketingul afiliat presupune să consumi produse de la companii care au programe de afiliere și tot mai multe companii au programe de afiliere, tocmai pentru ca să vină în întâmpinarea dorinței a tot mai multor consumatori, tot mai multor oameni de a avea un business online. Deci astăzi cumva s-au aliniat planetele într-un fel în care acest stil de viață să fie la îndemâna tuturor. Iar Future of Digital îți poate da tot ce ai nevoie ca să înveți să devii un marketer afiliat, ca să înveți să devii un micro-influencer care să poată fi urmat. Despre micro-influencer o să vorbesc în episoadele următoare.
Și acum vreau să-ți citesc articolul cu pricina, articolul care mi-a fost trimis, așa cum am zis, de colegul meu, Iulian, nou coleg de echipă, care locuiește deocamdată în Olanda. Zice așa: o industrie de miliarde se naște în jurul nomazilor digitali, angajații care muncesc în timp ce călătoresc prin lume. Ideea este că eu nu sunt angajat, eu am propriul meu business. Deci poți să fii și angajat și poți să ai și propriul tău business pe care îl poți face de oriunde, deci poți să fii nomad digital în timp ce îți faci business-ul. Și zice așa, citez: companiile îi ajută pe oameni să-și îndeplinească visul de a lucra de oriunde. Afacerile sunt în plină expansiune. Când Johannes Völkner a fondat Nomad Cruise în 2015, scopul său principal a fost de a combate singurătatea. Era o problemă pe care o cunoștea foarte bine în calitate de nomad digital. După 5 ani pe drumuri, se chinuia să pornească mereu de la zero pentru a cunoaște oameni în locuri noi, relatează BBC. Nomad Cruise este prima conferință mobilă pentru nomazii digitali. Aceasta combină schimbul de abilități, crearea de rețele și celebrarea în timpul călătorilor prin colțuri uluitoare ale globului. Iar Völkner, născut în Germania în vârstă de 40 de ani, spune că și-a atins scopul. Odată ajuns la noua destinație, mulți oameni ajung să călătorească împreună și organizăm reuniuni în destinații frumoase pentru a construi și a încuraja această comunitate, spune el. Biletele pentru cel de-al 12-lea voiaj al companiei, o traversare transatlantică de 10 zile din Spania până în Brazilia în decembrie, începe de la aproximativ 1000 de euro. Până în prezent, peste 2500 de profesioniști la distanță din peste 80 de țări s-au alăturat Nomad Cruise pentru muncă și dorința de a călători. Dincolo de rezolvarea unei probleme, Völkner face bani. Veniturile sale provin din negocierea acordurilor cu companiile de croazieră și din adăugarea de experiențe de călătorie și programe la bord pentru lucrătorii la distanță noi și consacrați. La viitoarea croazieră transatlantică se așteaptă un număr record de 600 de participanți, iar veniturile sale până în prezent se apropie de 2 milioane de euro. A fi nomad digital înseamnă mai mult decât imaginile cu lucrători care poartă nuși de copos tolăniți pe plaje cu laptopuri. Și o rețea discretă de întreprinderi profită de nevoia de resurse și de logistică care face posibil acest stil de viață. Acestea pun la dispoziția nomazilor spații virtuale de co-working, evenimente, coaching mental și asistență practică pentru a-i ajuta să abordeze problemele cu care mulți nomazi se luptă. Nomadii digitali sunt un grup mare și cheltuiesc bani. Potrivit raportului 2023 Digital Nomads Report 2023 al firmei de consultanță MBO Partners din SUA, 17,3 milioane de lucrători americani sunt în prezent nomazi digitali, iar 24 de milioane aspiră să li se alăture în următorii 2-3 ani. Un studiu 2023 realizat de scriitorul de călătorii Carlos Grider estimează că nomazii digitali contribuie anual cu 787 de miliarde de dolari la economia globală. Pe măsură ce popularitatea acestui stil de viață crește, cresc și oportunitățile pentru cei care le oferă servicii. Safety Wing, un startup complet distribuit care oferă asigurări medicale și de sănătate pentru cei care lucrează la distanță, spune că a câștigat 24 de milioane de dolari anul trecut. Selina, un lanț global de pensiuni și hoteluri prietenoase cu nomazii, cu facilități de co-working, a deschis 18 noi locații în 2022. Raportul său de profit pentru anul fiscal 2022 a indicat că veniturile companiei au sărit la 183,9 milioane de dolari, o creștere uimitoare de 98,3% față de anul fiscal 2021. Rowena Hennigan, expert global în munca la distanță și nomadismul digital și ambasador al Boundless Life, care oferă servicii de educație pentru familiile de nomazi digitali, spune că piața este doar la început și că există oportunități extinse pentru foarte mulți antreprenori. Dacă puteți să vă ocupați și să oferiți un serviciu unui nomad digital în mod implicit, puteți capta de asemenea o piață conexă și mai mare, și anume lucrătorii la distanță care pot călători din când în când, cei care lucrează în vacanțe și nomazii cu jumătate de normă sau cei care încearcă, spune Hennigan. În esență, orice lucrător la distanță ar putea încerca să fie un nomad digital, să se aventureze în a lua munca la drum. Întrucât nomazii digitali sunt împrăștiați pe tot globul, rețelele de socializare oferă o platformă eficientă și centralizată pentru a ajunge la ei în calitate de consumatori.
Andreea Valeria, în vârstă de 35 de ani, conduce o afacere care îi ajută pe nomazii digitali să găsească posturi la distanță. Valeria, o panameză specializată în locuri de muncă la distanță, care locuiește în prezent în Mexico City, se concentrează pe începători, un grup despre care spune că este subfinanțat sau chiar uitat. În 2015, când am obținut primul meu loc de muncă la distanță în domeniul resurselor umane, nu existau creatori de conținut care să vorbească despre acest lucru. Așa că a trebuit să mă descurc singură, spune ea. Vreau să fiu soluția la care oamenii pot apela atunci când vor să se apuce de treabă și nu au nicio idee despre cum să o facă. Valeria oferă celor peste 320.000 de urmăritori TikTok resurse gratuite, cum ar fi un director de locuri de muncă la distanță fără costuri. Unii dintre acești adepți se convertesc la nivelul ei plătit. Pentru 349 de dolari, ea oferă un serviciu Remotify Your Resume, care scrie și rescrie CV-uri și scrisori de intenție pentru candidați pentru a evidenția în mod specific capacitățile lor de lucru la distanță. Valeria și-a lansat primele servicii în august 2019 și a câștigat 30.000 de dolari până la sfârșitul anului. În mod similar, Megan Riley, 41 de ani, antrenor de bani și de viață, deci un fel de coach din asta, de finance și life coach, folosește de asemenea rețele de socializare pentru a-și face publicitate pentru serviciile sale destinate nomazilor. Clienții mei sunt oameni cu visuri mari care vor să afle cum să-și folosească banii pentru a crea tot ceea ce își doresc în viață. Este vorba adesea de persoane din lumea corporatistă care aspiră să călătorească mai mult, să înceapă afaceri și să aibă mai multă flexibilitate în programul lor. Locuind acum în Playa del Carmen, Mexic, Riley a trecut de la un salariu de pornire de 24.000 de dolari în presa din New York City la a călători în lume și a trăi din investiții. Hennigan spune că există mai multe tipuri de persoane care călătoresc în timp ce lucrează, în loc să călătorească în interes de serviciu, ceea ce creează o piață mare. Clișeul nomadul de pe plaja din Bali este doar o singură persoană din cadrul comunității, când de fapt comunitatea este foarte diversă. Ei nu sunt executivul de afaceri clasic, mai formal, sunt o gamă mai largă de vârste, de fapt toate vârstele, stau mai mult timp în anumite locuri și au nevoi foarte diferite față de ceea ce se înțelegea anterior despre călătorii de afaceri. În plus, pe măsură ce oamenii devin nomazi digitali, cerințele lor vor evolua în complexitate, ceea ce prezintă oportunități pentru ofertele de nișă în mod special. Duo-ul Bucket List Bombshells, care se ocupă de coaching pentru independența locației, a găsit o oportunitate de piață de 7 cifre, care se adresează în special femeilor nomade. Iată. În 2015, când nomadismul era o subcultură subterană foarte mică, Torresillas, acum în vârstă de 31 de ani, au înființat împreună o companie care ajută femeile să înființeze, să dezvolte și să extindă afaceri online care le permit să lucreze de pe drum. Ajută să le ghideze pe aceste nomade prin crearea de fluxuri multiple de venituri și pâlnii de vânzări, adică funnel-uri, ceea ce și noi avem la Future of Digital, precum și prin previziuni financiare. Bun. Hennigan, expertă în nomadism, care se ocupă și de o comunitate de femei nomade pe LinkedIn și Substack, spune că există diferențe clare între bărbații și femeile nomade. Ele tind să călătorească mai încet și sunt mai conectate la nevoile lor și la comunitățile pe care le vizitează. Acest nivel suplimentar de conștientizare de sine și de nomadizare conștientă sugerează de asemenea că aceste femei sunt dispuse să cheltuiască mai mult venitul nomad disponibil în mod proactiv și cu intenție pentru a evita și preveni problemele în timpul nomadizării. Bun, deci cam despre asta este vorba, am încheiat citatul, am încheiat articolul și există deci o comunitate de nomazi digital tot mai mare la nivel mondial. Știu că România este una din destinațiile preferate de nomazi digital, tocmai datorită calității bune a internetului, așa că iată încă o posibilitate pentru România de a aduce aici, la noi, oameni educați, pentru că nomazii digitali sunt oameni educați, oameni care permanent tind să se dezvolte personal și sunt foarte atenți și focusați pe businessurile pe care le fac sau pe joburile pe care le fac.
pentru că nomazii digitali sunt de foarte multe feluri. Iată deci un exemplu de articol, da, din care am aflat că este o industrie înfloritoare. Deci acest nomadism digital este o industrie înfloritoare, industrie care creează alte locuri de muncă, creează o piață și care crește, este în creștere. Acest episod se intitulează Care este produsul meu? Ce vând eu? Și eu vând ideea de libertate financiară și ideea de nomad digital și ideea de viață ca o vacanță. Ăsta este produsul meu. Este produsul pe care îl vând și stilul de viață către care merg în mod focusat, folosindu-mă de tot ce oferă Future of Digital ca resurse materiale și imateriale pentru a-mi obține un astfel de stil de viață. Sper că ți-am captat atenția, sper că te-am mai lămurit un pic asupra a, domnule, da, de femeia asta ce tot vorbește atâta, ce vinde, ce vinzi, doamnă, roșii sau cartofi. Eu vând ideea de viață ca o vacanță și dacă îți place și ții această idee și vrei să construim împreună acest viitor, da, ca acest viitor să devină realitate, te invit alături de mine. Știu cum să ajung într-un astfel de loc, am uneltele și know-how-ul la dispoziție și te iau cu mine. Așa că urmărește-mă și în episoadele următoare și ținem legătura până atunci. Mă găsești pe Facebook, Monica Verejvații, pe Instagram, pe LinkedIn, pe TikTok și în continuare pe Spotify. Toate cele bune și fă ca imaginea ta online să conteze.